Bună ziua! Bine ați venit la Comentologie! Să-i dăm drumul! La Comentologie am făcut imprudența de a ne uita puțin prin presa colorată din România, unde am văzut lucruri care contează. Dive de tot felul și domn curtezan dispuși să mute civilizația cu un milimetru mai sus. Gabriel Bădălău, fiul lui Nicolae Bădălău, fost vicepreședinte PSD și actual vicepreședinte al Cursii de Conturi, are un ceas o de în valoare de 80.000 de euro, anunță presa mondenă din România. Păcat! La valoarea domnului Bădălău Junior, eu aș fi mers pe un Vajron Constantin. Napoleon și fostul președinte american Harry Truman sunt cunoscuți ca deținători ai câte unui ceas Vajron Constantin. Putea să acceadă la un astfel de statut. De asemenea, Bădălău Juniori a cumpărat noi sale iubite Bianca Drăgușanu un ceas la fel de scump, un Rolex. Cei doi au fost fotografiați realizând împreună visul de veacuri al boierilor români. Cumpărături de lux în Dubai. Știm foarte bine că atunci când îți bate la ușa sufletului iubirea, te ia pe sus, pune stăpânire pe tine și îți lasă timp doar să respiri, să clipești și să adori. Până și somnul iese din logica lui simplă și devine o probă de atletism sentimental mai ales când trebuie să-ți duci iubita în Dubai să-i cumperi un orologiu de câteva zeci de mii de euro. De unde anume are bani acest Gabriel Bădălău pentru astfel de cadouri, noi doar ne putem imagina. În perioada în care Nicolae Bădălău a fost ministru al economiei, Bădălău fiul devenise consilier al directorului general Romarm, Claudiu Cucu. Spectaculos și absolut justificat. E mai ceva ca atunci când vaccinul se mută din congelatoare direct în oameni. Adică domnul ăsta, Gabriel Bădălău, nu e ceasornicar, dar pierde vremea cu ceasurile, cum ar veni. Și este, bineînțeles, invidiabil, pentru că poartă la mână ceasuri scumpe și are o iubită celebră. Nu știm exact cine l-ar putea invidia, dar standardele, în mod clar, cad sub tocătorul tabloid. Dacă în alte timpuri și locuri, diva impresiona prin har, noblețe și serenitate, acum criteriile de legitimare provin mai degrabă din atlasul anatomic. Vremurile s-au schimbat. Vedetele de la noi își doresc pe undeva să se resfețe sub reflectoarele notorietății, dar își doresc în același timp, într-un mod ipocrit, discreția care îi înconjoară pe anonimi. Deși nouă ni se pare că atunci când ai un ceas de 80.000 de euro la mână și un tată căruia i s-a spart casa, din care au dispărut 15 ceasuri și din care două de aur, și de acolo suma de 30.000 de euro. Nu vrei cu adevărat să pozezi într-un tip discret. E ca și când te-ai urcat pe capota Bentley-ului și ai urlat către norod: "Bă! Bă! Eu sunt discret, bă!" Pun pariu că în discuțiile cu prietenii, Bădălău Junior se laudă cu tata și cu conexiunile și cu linkurile pe care le are. Dacă le mai are. Pentru că așa se face. Asta e rețeta. Relațiile au fost și încă mai sunt cruciale pentru nașterea capitalistului român care poartă o demar Pighe la mână și face shopping la Dubai în weekend cu o domișoară celebră. De fapt, prin opulența afișată, răzbate sărăcia interioară. Cum influențează toate aceste cumetrie economia unei țări și ce fel de capitalism au creat ele, se vede cu ochiul liber. Chiar și după ultimul ciclu electoral. La noi, de cele mai multe ori, după alegerile locale sau generale, când se înschimbă oamenii din administrație, aceștia își aduc nu doar pozele de familie, ci chiar familiile, care nu sunt mici, ci bogate, și trebuie să devină și mai bogate. Opulența decorului din birouri variază invers proporțional cu solvabilitatea firmei, care este România. Îmi imaginez că este bine să ai bani. Mai mulți bani, mai multe ceasuri, mai multe ceasuri, mai multe limbi. Mai multe limbi, mai mult timp petrecut printre cei aleși. În România, ultimelor 10 luni se vorbește non-stop despre medici și nu mai este cazul să explicăm de ce anume se întâmplă asta. Numai că dacă ieșim din criza sanitară și ne vom focusa și pe alte aspecte și alte nevoi ale societății, ne vom da seama că țara asta are nevoie tot de medici. Și evident mai este nevoie și de niște suflete nițeluși mai senine pe acolo, prin ministere. Zilele astea, pe lângă subiectul medici, a mai apărut unul curentul electric. Cineva ar trebui să răstoarne câteva basculante cu competență în fața instituțiilor responsabile cu toată povestea asta, cu schimbarea contractelor de energie pentru consumatorii caznici. Pentru că ceea ce se întâmplă acum în zona asta nu prea seamănă deloc cu o declarație pe propria răspundere. Seamănă mai mult cu lovește și fugi. Speriați de creșterea facturilor la curent, mulți români stau la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru a cere informații de la birourile de relații cu publicul ale furnizorilor de energie electrică. Știm bine că piața s-a liberalizat de la 1 ianuarie, dar autoritățile au comunicat foarte prost în acest sens cu populația, cu prea puțin timp înainte ca acest proces să fie inițiat. Acum, oamenii vor să știe care sunt condițiile de modificare a contractelor și stau la cozi. Asta de teamă să nu plătească factorii mai mari la curent. Deci am ajuns în această situație cu sute de mii de clienți care nu au încheiat noile contracte? Deocamdată nu prea știm ce să vă spunem. Mai ales pentru că dacă nu ar fi trebuit să fim prezenți la cometologie, am fi fost și noi dintre cei care îngrămădeau cozile la ghișele NL în cazul nostru. Așadar, statul răspândește în continuare o boală contagioasă de care nu mai scăpăm nici cu imunitatea de turmă. Deși acționează insistent în sensul acesta. Dacă este ceva unde statul se implică, este spălatul pe mâini. În special spălatul pe mâini de problemele pe care le generează populației. Noi credem că cea mai mare responsabilitate îi revine ANR-ului, apoi protecției consumatorilor și, evident, guvernului. Insist însă pe responsabilitatea ANR-ului. Comunicatele de presă venite de la ANRE înseamnă mult prea puțin față de ce trebuia să facă. Bine, de fapt nu este mult prea puțin. De fapt este mult prea incompetent. Se impunea un parteneriat cu televiziunea publică, cu radioul public. Trebuiau făcute emisiuni în care să le explice oamenilor într-un limbaj simplu ce este de făcut. Poate o sponsorizare la comentologie. Mulți clienți nu au știut că trebuie să încheie contracte noi și au rămas automat clienții actualilor furnizori urmând să plătească prețuri mai mari, adică prețurile din oferta de serviciu universal. Superb! Pare genul de lucru pe care Enel sau EON, când au decis să-l comunice, au căutat cei mai pricepuți specialiști în comunicare, au identificat pe unde locuiesc și i-au amenințat că dacă deschid gura, le taie lumina. Aproape că este de mirare că și așa au aflat destul de mulți de schimbarea contractelor și despre ce și cum trebuie ales și semnat. Statul ăsta care pozează zi de zi în ceva foarte important își demonstrează încă o dată inutilitatea. Cam ca guvernul care se ocupa și de pandemie în lunile trecute, anunțându-se concret că alții, mai exact englezii și americanii, lucrau la un vaccin. Cum să nu te apuce revolta? cum să nu se trezească în noi un microbespier care la un moment dat să înceapă să strige și să-și dorească inventarea ghilotinei acționată electric. Iată un exemplu. Comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE e doar de formă, pentru că el compară mere cu pere, oferte cu taxe și fără taxe, cu TVA și fără TVA, cu taxa de cogenerare și fără. E un instrument de formă, doar pentru a spune că l-avem. De ce nu avem unul ok când România are atâți IT-ști, Iar nu știm să răspundem la o astfel de întrebare. Mă rog, de fapt știm. Dar nu o putem face fără să scandalizăm CNA-ul și puritanii limbii române. Pe de altă parte, s-ar putea să fie singurul limbaj pe care îl înțeleg cei de prin marile companii producătoare și distribuitoare de curent. Este un alt spectacol de o tristețe abisală jucat de instituții plătite de mine și de tine pe modelul contemporan. Ei se fac că elaborează legi și regulamente, iar noi ne facem că le respectăm. Și probabil că dacă ar fi fost limpezi și mai bine comunicate, chiar le-am respectat. Problema este că trebuie să stăm îmbulziți, organizați doi câte doi sub formă de grămadă, la coadă, ca să înțelegem ceea ce ar fi trebuit ei să ne spună. Disprețul este total. Bine cel puțin că și ăsta este distribuit cu bucățică, ca să ajungă la toată lumea, până la capătul cozi. Conștientizăm că trăim într-o minciună instituțională neîntreruptă și participăm supuși la absurditatea umflăriei continue. Toate astea ne-au condus spre unde suntem astăzi. Asta este România. Plătește toate facturile care se întind. La adăpostul funcțiilor din instituțiile care reglementează prețurile la energie și combustibili stau funcționarii statului îmbibați în democrație, care fac ceea ce au făcut din totdeauna. Domină, exploatează și profită, fiindcă asta este natura nesănătoasă a succesului lor. Dar probabil că ăștia, cum le zice, zis să-i zic, competența și bunele intenții vor veni în valul 2, precum orice pandemie de succes. Dacă ai pe mână autoritatea și puterea, cel puțin în relația cu contribuabilii, probabil că banii nu trebuie să devină mai prețioși decât binele public. Da, mă rog! O mai vorbi despre asta și altă dată când ne-o vedea la coadă la Enel. De două săptămâni încoace, ANAF are acces la toate conturile din bănci. Toate instituțiile care au conturi pentru persoane fizice și juridice trebuie să trimită fiscului datele financiare. Noua legislație este creată pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Economiștii spun că oamenii cinstiți nu trebuie să se teamă de nimic. Ni se pare normal oamenii obișnuiți au alte neplăceri când vine vorba de ANAF. De exemplu, anul trecut o anomalie a sistemului fiscal de la noi era că românii care își plăteau taxele la timp ajungeau să dea mai mulți bani statului decât cei care întârziau achitarea dărilor. Ne referim la sutele de mii care au depus declarația unică. În contextul pandemiei de coronavirus, ANAF oferea pe loc o bonificație de 10% contribuabililor care completau online declarația. Asta spre deosebire de cei care aveau deja plătite taxele la începutul anului și care nu au beneficiat de nicio astfel de reducere. Iar ăsta este doar un exemplu minor al acestei instituții complet nereformate, care de ani de zile pare că iese din carcasa prezentului și a contează nemurirea. Întrebați un contabil privat care din asta trăiește ce înseamnă relația cu ANAF și veți descoperi rapid cât de nesfârșită este putința românilor de a înjura. Fără să se repete. Poate doar o dată sau de două ori la fiecare câteva ore bune. Contabilii ne pot explica cel mai bine despre ce înseamnă ambiția unui stat hulpav și pot vorbi la nesfârșire despre gesturi fiscale abrupte. Din cauza acestei pandemii, pare că subiectul infrastructura IT precară a fiscului care creează probleme firmelor din România nu există. Dar problema există. ANAF dispune de un număr foarte mare de baze de date care nu comunică între ele, făcând dificilă identificarea anumitor documente. De asemenea, contribuabili onești apar cu restanțe fiscale, din simplul motiv că procesarea electronică a documentelor este o operațiune foarte greoaie. Sau lipsește cu desăvârșire. Un efect concret al acestei anomalii îl reprezintă frecvența cu care ANAF solicită contribuabililor diferite documente pe care deja le deține, dar care sunt stocate în baze de date interne care nu pot fi accesate din vari motive. Nici situația inversă nu este mai bună. Deși a fost înființat spațiul privat virtual, acesta trebuie interogat periodic de către contribuabili pentru că încarcă doar anumite tipuri de documente, iar multe dintre acestea nu sunt emise în format editabil ca să nu mai spunem de ghișeele fizice, unde te așezi ca să dai o hârtie, iar la celălalt ghișeu o altă doamnă îți ia banii. Viteza de dialog între ANAF și contribuabil rivalizează cu cea mocăniței din vișeul de sus. Hârtia declarațiilor fiscale se îngălbenește mai repede. Iar plicurile pe care ți le trimite și în care găsește regularizări de acum 5 ani sunt de fapt niște îmbrânceli în subsoluri igrasioase un mândru sistem unic în Europa. La câtă coerență fiscală există în această zonă, normal ar fi fost ca un ministru de finanțe să iasă în față și să spună mă numesc cu tare și cu tare și îmi cer iertare pentru relele pe care această instituție le-a provocat până în prezent tuturor românilor. De azi înainte, elementul predilect al instituției este lumina, nu clar obscurul. Așadar, înapoi la oameni. Nu cumva să nu uităm de cei care au compromis total imaginea instituției, pentru că și asta este un element demn de luat în seamă. Daniel Chițoiu a fost la conducerea ANAF între 2007 și 2009, el fiind vizat într-un dosar de corupție. A scăpat însă în Parlament. La conducerea ANAF a urmat Sorin Bleșnar, care nu a avut niciodată un aer de sinceritate fiscală. A venit apoi Șerban Pop care a fost trimis în judecată pentru o mită de 230.000 de euro. Iar tradiția continuă cu domnul Gelu Diaconu, care și el a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului. Mihaela Triculescu, numită în locul lui Ionuț Mișa, avea zeci de procese la tribunalul Dolj. Așadar, despre ce vorbim noi aici, de fapt? Păi cum ziceam, despre un ANAF care are acces la toate conturile din bănci, dar care nu prea pare frământat de problemele irezolvabile pe care le are adânc în interior și care nu-i pasă de niciuna dintre aceste crampe existențiale. A, ah, era să uit. Declarația unică a fost schimbată în 2021, iar termenul a fost extins până la 25 mai. E o perioadă grea pentru foarte multă lume, pentru toată lumea. E perioadă grea din punct de vedere financiar și din punct de vedere medical. Mai rău este faptul că nimeni nu știe la ce să se aștepte. Nimeni nu poate face previziuni optimiste, previziuni financiare sau de orice fel. Vestea bună vine normal de la cercetătorii britanici care au sfătuit guvernul de la Londra să înceapă expulzarea cercetătorilor și infractorilor români, inclusiv a ghicitoarelor. De asta spun că este o veste bună. Specialiștii români se întorc în sfârșit în patria mamă, lotul olimpic de alba neagră, plus echipa națională de ciordeală, alături de marile echipe feminine de ghicitoare și de dat în ghioc se întorc elitele românești. Pirandele futurologe ne vor putea spune ce ne paște în viitor. Astfel vom fi prima națiune pregătită pentru ce are să vie. Toate simțurile ni se vor ascuți de frică să nu ne trezim cu o mână străină în buzunarul, portofelul sau chiar apartamentul propriu. În plus, privirea periferică va fi cea mai dezvoltată din Europa. Deci, vor fi și ceva avantaje aduse de venirea specialiștilor români de la Anglia. Ca să nu mai spun că va crește și economia, gândiți-vă câte sisteme de alarmă și de supraveghere se vor vinde, câte pânză multicoloră pentru fuste, câte cuțite, lanțuri și rozete. Gândiți-vă că vechile meșteșuguri medievale vor renaște când va exploda cererea de săbii pe piața românească. Iar piața românească de rapane va înregistra un trend absolut ascendent, odată cu creșterea nevoii de ghiocuri. Iar apoi vom asista la un mare flux de cash. Dar asta din primăvară, când se vor declara deschise jocurile de albaneagra, barbut și țapțarap, jocuri naționale, mă rog, co care au eclipsat de mult pseudosportul național numit OIN. O asistentă din Petroșane a distrus toate dozele de vaccin de la un centru de vaccinare din oraș, după ce, din grijă pentru semeni, aceasta a pus flacoanele în congelator în loc să le pună în frigider. Așa că 60 de doze au fost distruse, iar cele 60 de persoane care erau programate pentru vaccinare au fost nevoite să aștepte sosirea altor vaccinuri. Veți spune că este vorba de incompetență sau de ravoință sau de lipsă incompetentă și rău răuvoitoare de creier. Dar gândiți-vă că doamna este în primul rând gospodină și abia apoi asistentă. Așa că inerția l-a pus vaccinurile la congelator ca să țină. Pentru că este vorba de petroșani. Cred că următorul mod de depozitare a vaccinurilor va fi în untură, că am înțeles că și ăsta este un mod de a păstra lucruri cel puțin la fel de bun. S-a tot vorbit zilele acestea despre virus, despre noua mutație a virusului și despre vaccinuri americanești, englezești sau rusești. Nu știu dacă Rusia s-a confruntat deocamdată cu mutația virusului, dar cert este că Alexei Navalny s-a confruntat cu ea. Mai exact cu o mutație pe 30 de zile timp în care se va dovedi că lui Navalny o să-i placă noul domiciliu și de dragul lui autoritățile ruse îi vor fabrica un nou dosar penal. Una dintre motivațiile arestării este că inculpatul nu a respectat termenii eliberării condiționate și nu s-a prezentat la data stabilită pentru controlul judiciar. Ceea ce era aproape imposibil, mai ales după ce a fost otrăvit și a stat o perioadă internat la Berlin ca să scape de moarte. În Rusia nu-l văd bine și cred că în câteva luni va fi declarat decedat, cauza morții fiind pneumonia provocată de glonțul rece din plămâni. Sau de ce nu, de efectele extrem de adverse cu viața ale noului vaccin sovietic. Din ciclul amintiri din politicie, iată știrea zilei. Viorica Dăncil a scris, a scris o carte. Ceea ce în sine este o știre de un umor nesfârșit, aproape la fel de nesfârșit, ca știrea din care am fi aflat că Dăncilă a citit o carte, ceea ce ar trebui să fie oricum ordinea firească. Cartea se va numi Viorica Dăncilă, partea ei de adevăr. Iar când spun că a scris, este mult spus, pentru că este mai puțin scris și mai mult vorbit. Volumul este practic un interminabil interviu cu Dăncilă. Dacă scris este în sensul în care citesc eu un film pe Netflix, atunci da, Dăncilă a scris o carte. Dar să cităm un fragment. M-a sunat și Ciolacu și mi-a spus că trebuie să vorbim. A venit la mine acasă unde a jucat o piesă de teatru foarte proastă. S-a așezat pe canapea și mi-a spus cu lacrimi în ochi că îi pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat. I-am făcut și un ceai de fructe pentru că părea afectat. Curcubeu literar. Poezie. Emoție plânge pe sediști. Cartea era în plan de tipărire de o vreme încoace, mai aflăm dintr-un mesaj publicat de Dăncilă pe Facebook. Ea spune că a amânat lansarea cărții după alegerile parlamentare ca să nu afecteze rezultatul partidului. Dar a mai adăugat că, pe de altă parte, sunt lucruri care trebuie spuse. Mm, mm. Așa o fi. Dar sunt și lucruri care mai bine rămân nespuse. Ca de pildă, îmi plac picioarele, sau sunt redactor la comentologie, sau am fost premier PSD 2 ani de zile. De ce să vă mințim? Probabil că cartea se va vinde foarte bine. Foarte bine. Așa ne trebuie. Iar cu aceasta, cred că putem să ne încheiem liniștiți la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.